Da, sigur, nu e nimic nou. Eu am explicat și data nou trecută. Nu e, eu tot sper să nu mai avem materiale de genul ăsta, să nu le mai dăm. Nu, o să avem, nu. Eu vă garantez că să avem, pentru că tipul ăsta de atitudine infracțională va subzista. Sigur că acum suntem într-o situație de urgență, suntem în, știu eu, în anumite limite pe care trebuie să ne... Să ne mișcăm, dar oamenii de tipul ăsta vor funcționa în continuare. El dacă nu avea cu virusul, avea cu altceva și tot amenința, tot înjura. Oamenii sunt născuți să facă lucrul ăsta. Sunt oamenii, dacă vreți, la... Mai discutam noi la... Pe mine la marginea, la marginea nu mă supără, domnul Coarnu, foarte tare că înjură. Mă supără foarte tare că... Pe mine mă supără și că înjură, doamna. Mă supără tot ceea ce fac acești oameni. De ce trebuie să adresez eu cuvinte și expresii genitoare obscene într-un spațiu public? De ce? Pentru că i s-a permis, domnule Coarnă, de ani de zile acestor oameni, li s-a permis să se extindă. Cine l-a permis acestor oameni? Cine s-a împrietenit cu ei, domnul Coarnă, nu eu. Nu. Haideți să nu mergem la aplicare, să mergem un pic la reglementare. Păi știți dumneavoastră cine? Că eu aș vrea să aflu. Eu știu cine. Cei care n-au condus și ne conduc. Politicieni, oamenii ăștia votați. Și atunci noi avem pretenția ca autoritatea să intre în curte la omul respectiv când făcea petrecere mai mult decât au făcut-o și să rezolve problema? Nu, n-ai cum. Că dacă te împrietenești cu infractorul, devii infractor. Doamne, cine favorizează infractorul este infractor. Este logic ceea ce spuneți. Dar nu cred eu că toată poliția Buzău era prietenă cu acest om. Exclus așa ceva. Haideți să fim rezonabili. Bineînțeles, nu am și nici n-aș avea cum să fac o asemenea, să emit o asemenea judecată. Nu există. Problema de fond este în altă parte, la cap. Capul este politic. Politica ne-a dus în această situație dezastruoasă. Din toate punctele de vedere. Citeam acum însemnările domnului Irizea, lucruri pe care le știam de atunci. Se confirmă niște lucruri. Oameni care ne-au furat pas cu pas, sunt europarlamentari, sute de milioane de euro, Microsoft, Spăci și așa mai departe. Oamenii ăia n-au pățit nimic. Absolut nimic. Ba din contră, sunt beneficiarii bugetului nostru. Au furat de la mine, de la dumneavoastră, de la noi toți. Bun. Să știți că unul dintre mesaje, atunci... o să-i rog pe colegi să mă ajute să-l vedem și la, pe frumosul smartphone. Unul dintre mesajele celor care ne urmăresc acum și cred că în context ajungem și acolo, sună așa. Mulțumim Curții Constituționale pentru că de alaltăieri începând ați slăbit autoritatea statului. Se justifică... Nu ar slăbi nimic. Curtea Constituțională a luat o decizie constituțională, ca să ne explicăm în context. O fi constituțional, domnul Carnet, dar băieții ăștia au înțeles așa. E rost de orice, ca amenziile s-au dus pe apa sâmbete. Aici aveți în mine un adversar, să știți. Dacă ne comunicăm așa, e greșit. Nu s-a dus nicio eu așa înțeleg, așa sunt eu mai limitată, poate. Nu sunt limitată deloc. Absolut deloc. Avem legea 61/1991. Ăsta dacă înjura înainte de ordonanță de urgență sau după, nu aveam sancțiune. E greșit. E o abordare total greșită. Faptul că se filmează și înjură el așa cum vrea și vorbește avem cum lege, vrea... Avem legea, doamne, din 1991, doamnă. Legea 61 din 1991. Reglementează lucrul ăsta. Avem codul penal, avem infracțiuni. Haideți să nu intrăm în logica asta cretină. A instaurării dictatorii. Am văzut și până la eu zic în primul niște... rând să ne ferim și noi de cuvinte contondente pentru că să nu semănăm cu ei, domnul Coarnă. Haideți să nu semănăm cu ei. Haideți să o luăm logic. Vă rog. Practica este criteriul fundamental al adevărului. Franța. Salariul de bază minim brut 1.100 de euro. Amenziile vă înțeleg în frustrarea, dar dacă n-ați să-mi explicați, stați așa, că n-am depășit Curtea Constituțională. Eu înțeleg motivele corect, pentru care, ascultați-mă o secundă, domnul Coarnă, iar ne certăm și iar n-ajungem la... Ascultați-mă un pic, foarte bine că avem o instituție în țara asta care i-a trimis la carte. Să citească legea 24/2000, să citească Constituția României, o carte micuță. Eu nu spun că poate pe chestiuni procedurale nu poți găsi o virgulă lipsă sau niște criterii, dar domnul Coarnă, dacă mie îmi spuneți că băieții ăștia au înțeles... Domnul Coarnă, dacă vorbim... acum trebuie să mă ascultați noastră ca să vă pun și eu o întrebare. Deci, dacă băieții ăștia credeți că au înțeles altceva decât că e liber, l-a făcut orice tip de paranghelie, vă propun, vă fac invitație de acum, pentru luni la 11:30, pentru imaginile de peste weekend. Considerați o invitație făcută deja. Doamne, încă o dată, ați pus mai multe întrebări pe o singură temă, pe decizia curții. Decizia curții este perfect constituțională și te-a dat cu ciocanul nici capul n-am spus că unor nu e. Analfabeți constituționali. Dacă îmi permiteți... Să facem niște exerciții astea simple, de la A la Z. Acea lege de unde s-a plecat, este din 1999. Atunci când era guvernarea CDR.
Da, acum, președinte, era Emil Constantinescu. La ordonanța 1 vă referiți. Tot de unde s-a plecat? De unde spune CCR? Da, au majorat ordonanța. Nu vă supărați, câți ani au trecut din 99 până acum? Chiar da, nimeni nu a sesizat că este o lege neconstituțională. Atenție mare. Amenziile au fost reglementate prin ordonanță de urgență la nivelul ăsta extrem de mare și extrem de neconstituțional prin ordonanța 34-36 din 2020. Păi ce și de ce n-a sesizat nimeni din cadrul sindicatului dumneavoastră? Băi nene, ceea ce faceți voi acolo nu este constituțional. De ce a trebuit să vină domnul Piperea? De ce a trebuit să vină doamna Renate Weber? Pentru că e competența dumneiei. Dacă citeați un Constituție, o să observați că doar avocatul poporului poate să atace, eu nu pot să atac. Păi nu, 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 dumneavoastră putea să sesizați avocatul poporului. Păi nu am sesizat avocatul poporului cu privire la trei ordonanțe de urgență. Nu m-ați înțeles bine. Nu avocatul poporului a început această procedură. Procedura, dacă știți foarte bine, a fost plecată din altă parte. De ce oare apare numele domnului Piperea? Cetățean care e avocatul poporului, dar nu are legătură cu mine asta. Încă o dată vă spun, eu am exprimat public da, în aceste și la toate intervențiile mele și am spus că sunt amenzi profund neconstituționale, că reglementarea este împotriva legii. Îi plângem că n-au de unde să plătească sau că nu mai stau în casă? Că râd de autorități. Eu, vreți să trăim într-un stat democrat sau vreți să trăim dictatură? Eu vreau să nu pe Spartacus. Eu am trăit și în dictatură, știu cum e. Pe mine Domnului. Nu mă interesează. Eu nu mai doresc lucrul ăsta. Am înțeles asta, domnul Coarnă. Dar ascultați-ne un pic ca să avem un dialog, domnul Coarnă. Pe mine, pe mine mă interesează. Nu mă lăsați să răspun și mie nu-mi convine lucrul ăsta. Dacă nu mă lăsați să termin o frază, v-am lăsat, domnul Coarnă, dar acum înțelegeți-ne și pe noi. Acum mi-ați răspuns că e un stat dictatorial. Eu vă întreb altceva, nu mai bine un stat care, ok, dacă a greșit, răspunde într-un fel sau altul, dar într-un păi stat doamna, încă, ascultați-mă până la capăt, domnul Coarnă, păi dacă într-un stat în care băieții ăștia sunt mai mulți decât băieții care respectă legea și care impun legea, atunci avem un stat mafiot. Eu nu vreau să trăiesc într-un stat mafiot. Statul mafiot e de 30 de ani, nu e de ieri, doamnă. Păi dacă v-ați obișnuit cu ideea, eu nu vreau să-mi crezi copilul într-un stat mafiot. Nu m-am obișnuit cu ideea, ăsta e statul mafiot. Hai să-l mai curățăm, hai să nu ne dăm senzația băieților ăstora că dacă vine acum weekendul cine și fac petrecere, explicați-mi și mie. Cine se curățe, Orban și cu Vela? Explicați-mi și mie, dacă în weekendul ăsta vreunul dintre băieții ăștia șmecheri face o petrecere și vine poliția la ei cu jandarm, cu tot ce vreți, cu tot arsenalul, o să dea amendă și oamenii or să le râdă în față, domnul Coară, și o să zic că nu e nicio problemă. Cine a greșit? Asta justifică lipsa de știință de carte? Asta aveam noi nevoie asta acum? Asta justifică prostia Ministerului de Interne? Prostia Ministerului de Interne, după cum ziceți dumneavoastră? Acum? Le justificați acțiunea anticonstituțională? Eu nu justific nimic, că eu nu lucrez la guvern, să știți. Doamne, trimiteți-i la școală, ea sunt analfabeti funcționali. Perfect, dar pe ăștia n-am unde să-i trimit, domnul Coarnă. Aștept să treacă, să vină relaxarea, să plece singur, domnul Coarnă. Pentru că ne-a pus și pe noi într-o situație de tot rahatul și toată societatea într-un conflict acum pentru niște oameni care n-au citit și nu știu pentru să reglementeze. Pentru că suntem în două tabere deja. Doamne, de ce? Tabere, cei doamnă, care fac nu, doamnă, și se cunosc vorba cu oamenii ăștia. E vorba de carte și respect față de Constituție. Asta e tabăra mea. E o altă tabără ei. Le-ați spus-o și lor? Bineînțeles că da, o dată. Păi și? De ce sunt eu în conflict și cu Vela și cu Carmen Dan într-un conflict? Pentru că sunteți pentru că mai prieteni cu cei din cu partea cealaltă, domnul Coarnă. Exact, cu Carmen Dan când o criticam, eram prieten cu Vela. Acum când îl critic pe Vela... Păi așa e percepția, de-aia e supărat probabil pe dumneavoastră. Dacă sunteți un jurnalist echilibrat, luați istoricul meu și o să eu sunt de departe ultimul om care să vă acuze de ceva, domnul Coarnă. Știți de ce? Pentru că eu am înțeles cum funcționează statul ăsta. Toată lumea e prietenă cu toată lumea. Nu, prietenul meu este, dacă vreți, respectul față de lege, față de Constituție și atât. Bun, nu spuneți-mi ce trebuie să facă. Dați un sfat, haideți să depășim. Dați un sfat depășim pentru weekendul acesta, pentru polițiștii care vor fi chemați la acțiuni în care se va vorbi despre ultraj. Avem legi pe care polițiștii, pe care dumneavoastră invocați deci acum, pot le pot da amenzi în weekendul ăsta, că eu nu mai știu. Ba da, sunt amenziile minimale, cele între 100 și 500 de lei înainte de majorare. Adică bătaie de joc. Cum? Adică bătaie de joc. Doamnă, cât e venitul minim în România? Păi ăsta stă în venitul minim. Comitetul ăsta stă în venitul minim, domnul Coarnă. Acolo vorbim de infracțiuni. Dumneavoastră amestecați contravenția cu infracțiunea. Nu amestecați contravenția cu infracțiunea. Că Spartacus n-a ieșit din pușcărie că a declarat curtea neconstituțională la acel amend. Am înțeles asta. Eu mă refer la situațiile în care vorbim de amendă, domnul Coarnă, nu la penal. Păi de ce vorbim așa? Bun. Păi la penal nu s-a modificat nimic. Poate să facă pușcării liniștit. Perfect. Dacă ajungem la violențe, rămâne de penal. Dar păi dacă eu fac acum... Nu trebuie să amestecăm noi
o decizie a curții care se raportează dacă la niște contravenții neconstituționale... Dacă eu fac petrecere în weekendul acesta, ce risc? Păi riscați contravenție, depinde până unde ajungeți. Dacă amenințați infracțiune... Cât ar fi amenda? Dacă faci... Păi amenda deocamdată este în vigoare pentru că decizia curții... Ok, deci polițistul vine la mine și îmi spune între 2000... Vreți să facem... Și... Nu, vreau să înțeleg. Juridic de drept. Decizia curții nu produce efecte în acest moment. Okay. Nu a fost publicată în monitor oficial. Polițiștii pot să aplice aceleași amenzi majorate care au fost aplicate și până acum pentru că decizia ne fiind publică... Dar amenzile pot fi contestate. Ulterior. Și vă zic cu siguranță, după ce ieșim, nule. Păi și atunci avem autoritatea statului zero. Păi dați-i afară pe cei care au reglementat, pe proști. Aia vă spun, dați proști afară. Vă rog, dați atenție la limbaj, că nu vreau să rămânem într-o zonă elegantă. Vă rog, păi domnul Pavel. Doamnă, dacă punem instituțiile statului într-un conflict permanent cu cetățeanul, pentru că eu n-am minte... Atunci să plece ăla care nu-i lucid la cap. Haideți, domnul Carnă, că știți foarte bine cum funcționează lucrurile și în politica românească. Știu că brusc, funcționează Carnă, numai pe bază de proști. Uite că mă apucă pe mine acum și crește tensiunea. Vreți să-mi spuneți mie acum că brusc avocatul poporului din prea plinul dosarelor și al sesizărilor a găsit că e cușăr în momentul ăsta, când noi mai avem puțin și depășim un vor și o situație... Dacă intru în logica asta, nu vreau să intru în logica asta. Păi ia intrați în logica asta, alta decât cea în care avem justificări. Oamenii ne-au chemat să spună că au fost amendați degeaba. Foarte bine! Eu refuz să intru în logica asta. Nu mă interesează logica asta. Pe mine mă interesează că avocatul poporului a folosit o pârghie constituțională, iar curtea s-a comportat corect cu noi și cu Constituția. Punct. Domnul Coarnă? Haideți că am vorbit de acel băiat polițist care l-a bătut pe tânărul pe stradă, știți? Și eram atât de aprigi împotriva polițistului că l-a bătut pe tânăr. E, acum vine comitetul ăsta și găsește un băiat din ăsta abia ieșit acum de la Câmpina. Și îl scuipă în față. Îi dă 100 de lei amendă. Ce face cu 100 de lei amendă? Cum vă uitați în ochii acelui copil? Domnul Pavel, citiți, domnule, nu vă mai pronunțați ultimativ. Avem legea 61/1991 care pot mai merge până la 2000 de lei, până la 3000 de lei. Nu 2000 de lei? Păi 2000 de lei e minimum ăstui. Acum de ne-a ținut în casă și de aia toată lumea, 80% din populație, dacă nu chiar mai mult. E și aici o discuție. O amendă de 10.000 de lei, aș fi vrut să vă văd. Păi de ce să o iau eu, că eu nu fac așa ceva? Domnul Coarnă, asta e diferența între cel care nu se teme că nu iese din... Domnul Coarnă, nu mi-am scos copilul... Domnul Coarnă, vreau să fiți corect. Nu am scos copilul 2 luni de zile aproape din casă. Pentru mine nu există nicio explicație logică. Și dacă era amenda 50 de lei, dacă puteți să fie 5 milioane de euro, domnul Coarnă, când o lege spune n-ai voie, respecti legea. Spuneți ceea ce gândiți. Dacă era amenda 1 leu, dumneavoastră tot la fel procedați. Și bineînțeles, pentru că am un pic de neuroni mai mulți în cap. Păi și pe ăștia care săracii sunt 4 clase sub tren, credeți că în loc o să-i țineți în casă cu 100 de lei? O să facă în continuare. O să facă, da, așa măcar parte din eșalonul 2 s-a gândit, bă, am 2000 de lei să mă dau mare? N-am. Hai că poate stau cu minte atunci. Nu, doamne, niciodată amenziile alea nu erau încasate. Nu sunt încasate încă unele dintre ele. Și atunci ce facem? Să vă explic eu. Nu sunt încasate amenzi de 5 ani de zile de alea de 1000 de lei de la legea 61. Noi suntem normali sau încercăm să punem în opinia publică ce o temă falsă? Adică noi vreți să-mi spuneți că în acest moment un anume tip de amenzi în România din ce an, din 2000? Cât încasează în România? Până în 30%. 70% sunt neîncasate. Că de ce? Păi și asta arată un stat slab. N-ai cu ce să execuți. Să cred că dacă îi scuturi au mai mulți galbeni decât o să aveți dumneavoastră în 200 de vieți. Vreți să notăm într-un ocean mărcinit? Nu, vreau să o notăm într-un ocean curat, cu oameni care au înțeles să meargă la școală și să respecte regulile și să nu vorbească despre coronavirus. Haideți să schimbăm mizeria din fruntea instituțiilor statului ca să avem un sistem curat. Domnul Coarnă, să nu dăm apă la moară unor categorii care vor intra peste oameni în casă, de la foamete până la obiceiurile lor. Deci amestecați în casă infracțiune. Nu amestecați lucrurile. Transmiteți mesaje false, nu. Ca și cu CEDO. Aveți, eu n-am transmis nimic cu CEDO. Eu am spus că infracțiunea e una. Se numește violare de domiciliu, pătrundere fără drept într-o curte locuință. Eu spuneam, mersi să mai departe. Amenda e una. Transmiteți mesaje false, ce e extrem de periculos. Nu, mesaje, aici sunteți, nu transmiteți mesaje, ați deraiat. Că nu avem lege, eu am deraiat eu. Ați deraiat aici pentru că tocmai ați făcut o acuzație care nu e fondată. Și atunci vă propun așa, să ne liniștim puțin. Dacă intră în curte, este infracțiune de la Alexandria în Cuza, în coace, din 1864. Domnul Coarnă, la primul cod penal. Putem avea fiecare o opinie?
Păi nu, dacă tot am stat în casă. Și mie, doamne, eu nu vreau să transmit mesaje false, păi și nu vreau să fiu părtaș. Dar putem avea păreri diferite. Conflict mediatic total. Eu pot să înțeleg interesele electorale din spatele deciziei Curții Constituționale. Eu pot. Doamne. Poate dumneavoastră nu puteți. Eu pot. Doamne. Eu am această libertate, Curtea, să știți. Prin Constituție este o instituție numită politic. Punct. Sunt dacă de acord cu dumneavoastră. Decizie, dacă în opinia dumneavoastră, deciziile de ieri... PNL are membrii judecători în curte? La curte? Iertați-mă, mai puneți o dată întrebare. PNL are judecători numiți la curte? Bineînțeles. Președintele Iohannis are judecători numiți la curte? Bineînțeles. Care a fost scorul, doamnă? 9-0. 9-0. Eu nu spun că nu s-a greșit pe procedură pentru că nu sunt avocat, domnul Coarnă. Cei 9 judecători. Domnul Coarnă, eu dacă nu sunt avocat. Dacă politic, era 5-4 scorul. Votul politic e la 5-4, doamnă. E ca și cum ați spus, domnul Coarnă, dacă urmează să-mi explicați că și pensiile speciale nu au fost eliminate pentru că a fost o gândire. Doamnă, bine, așa a fost gândirea politică a lui Orban. Uitați-vă la curte și felul în care s-a jucat curtea și cum au jonglat cu curtea constituțională în ultimii ani. Haideți să vă spun eu cum e cu pensiile speciale. Au mințit poporul cu televizorul Orban, cum îl cheamă, Raleș Bogdan și băieții că au promis în campanie electorală că o să le modifice, aveau blatul aranjat la curte, lăsați-mă ce că noi ne rupem la televizor. Ce înseamnă blatul aranjat la curte, domnul Coarnă? Înseamnând că la curte nu o să treacă, o să fie legea neconstituțională. Știu lucrul ăsta, păi decât am să putea atunci. Să discuție asta. Păi s-a votat în Parlament și Parlamentul este dominat de partea cealaltă, din câte știu eu. Dar, domnul Coarnă, lumea eu știu să știți că... Doamnă, încă o dată. A fost și este, dacă vreți, o comunicare ordinară. Comunică pentru proști, așa spun ei, în cercurile lor nemuritoare, reci închise. Domnul Coarnă, haideți să fim, uite, să facem un exercițiu de sinceritate deci, la final. Deci, știut că această decizie a eu, curții... Să știți că, uite, aici ne întâlnim în același gând și n-am apucat să dialogăm pe tema asta. Nimeni n-are interes, și mă refer la cei cu factor politic, nimeni n-are interes ca pensiile speciale să dispară, că doar nu o să fii fraier să renunți la niște bani. Indiferent că vorbim de stânga, de dreapta, de centru, de cine vreți dumneavoastră. Dar se minte poporul cu televizorul, au interes? A, domnul Coarnă, haideți, vă rog eu... Le-au dat acum 40 de milioane de euro. 40 de milioane de euro. Nu ați descoperit că e de fapt minciuna. 40 de milioane de euro din bugetul public le-am dat să plătim minciunile, să susținem, dacă vreți, aceste atitudini. Nu vreau să le numesc altfel. Nu era momentul potrivit să arătăm unor categorii de băieți că au putere în România. Asta este singura mea nuanță, atenție. Ea este o nuanță, ba da, să-și asume cei care au făcut. Dacă sunteți o femeie extrem de inteligentă, comunicați așa, înseamnă că aveți un interes. Uai, dar mă să-mi spuneți care ar fi. Interesul meu ar fi care? La următoarea emisiune să-l dezbatem, o să mă documentez. Păi vă rog, faceți-mi fișa și dosar, dar... Sunt un om inteligent, dar asta nu înseamnă că nu văd niște evidențe. Îmi amestecați infracțiunea. Nu amestec. Eu mărsise mai departe. Da. Contravenția e una. Eu mă refer la amenzi, domnul Coarnă. Infracțiunea păi am înțeles că rămân la fel. Avem lege, legea 61 din 1991, care îmi reglementează sistemul de apărare. Două ore, dacă rămânem împreună în continuare, domnule Coarnă, am să rămân la părerea mea, pentru că am și eu un interes, pentru simplu fapt că m-am săturat de ce felate și de băieți care își spun comitet, Spartacus, unul și-ar spune pisică, că atunci când vine poliția, doamne, toți mi-au. Îi dau amendă 20.000 de lei. În țara asta nu, eu nu vreau să-mi cresc copilul. Spartacus nu în sistemul ăsta. Haideți să vă întreb ceva. Spartacus este la închisoare pentru ordonanța lui Vela? Spartacus este la închisoare pentru ceea ce a făcut domnia sa. Nu. Păi ce a făcut? A încălcat ordonanța lui Vela. De ce l-a închisoare? Nu. Păi nu e și plus ce a făcut în sine. Ieșind și făcând ultrajul respectiv. Haideți să vezi, Chico, că nu e Spartacus la închisoare pe ordonanța lui Vela, domn. Pe ultrajul respectiv. Pentru încălcarea a 3 articole din codul penal, a săvârșit 3 infracțiuni. Nici o legătură nu are cu manipularea asta pe care domnul Coarnă, dacă nu doriți să mă ascultați, nu mă ascultați. Eu tocmai v-am spus că nu e de ordonanță de ieșit, că acolo ar fi luat amendă, ci de ultraj și ce a făcut el. Spartacus este la închisoare pentru că a săvârșit infracțiuni. Punct. Și va rămâne la închisoare până când vor considera procurorii și magistrații, dar va rămâne la închisoare atâta timp cât va fi condamnat de o instanță. Evident. Și haideți să nu facem apologia de cum ajunge la o condamnare. Domnul Coarnă, ce încerc să vă spun, dacă îmi dați și mie voie, ce încerc să spun este, nu susțin sub nicio formă tabăra care spune că aceste amenzi au fost date pentru a strânge bani la buget. Nu am probe în acest sens.
Susțin însă o Românie care să fie ceva mai curată. O Românie în care să nu vă râdă, dați-mi voie să termin. Dacă mama dumneavoastră primea o amendă de 15.000 de lei. Dacă mama mea, să știți că nu o cunoașteți pe mama mea. Mama mea este un om inteligent. Foarte inteligent. Unul la mână n-ar fi primit amenda asta. Dacă ar fi primit-o, ce să vedeți, ar fi plătit-o pentru că mama putea fi executată. Și mă refer la executa acea sancțiune, acea contravenție. Reducem totul la absurd. Păi ok, bun. Dacă era amendată, plătea amenda. Băieții ăștia nici nu plătesc și acus liniștiți în weekendul ăsta, vă jur. Ascultați-mă încă o dată și o să spun pentru ultima oară. Vă rog. Și dacă era decizia curții, spunea că e legală sau că e nelegală. Eu spun că nu era momentul. Ei oricum nu plăteau amenziile astea. Păi domnul Coarnă, eu nu vreau să mă obișnuiesc cu această realitate, nu vă supărați. N-ați rămunciți în fiecare zi? Și eu, și domnul Pavel, și colegii mei, plătiți taxe și impozite o dată pe lună și da, și eu, și Pavel, și colegii mei. Pentru ce trebuie să accept eu un cetățean de rang înalt, fără școlarizare și care face numai nenorociri? De acord cu dumneavoastră, este o altă temă și într-un alt context. Păi nu, am început de la una, ne-am dus la alta. Decizia curții, care este constituțională în opinia mea. Eu n-am spus că nu este corectă sau că nu este constituțională. Eu am spus că nu era momentul să le dăm acestor băieți senzația că e țara lor. Nu, nu e țara voastră. Este, dacă vreți, abordarea supremă în manipulare diversiune. Amestecă adevărul cu minciuna. Domnul, și să știți că mă bucur. Trebuie să vă dau telefonul soțului ca să-i explicați că sunt chiar atât de okay, deștept. Cu drag. Bine. Vă dau, dați-i un WhatsApp. Acum, râdem, glumim. Eu nu mai vreau să audă niciun comitet, nici măcar de la partid, nici de la Curtea Constituțională, nici de la mine de la bloc. Vreau să aud de oameni normali care înțeleg să meargă la job și să-și crească copiii în niște țări civilizate. Civilizat înseamnă să ai coerența unui limbaj. Nu vă las, domnul Coarnă, că am văzut că putem să ducem un duel, îl ducem la capăt. Deci, băieții ăștia nu trebuie să dispară. Trebuie să plece în alte țări. E foarte frumos în alte țări. Eu mi-aș dori să plec în alte țări, dați-mi voie să spun asta. De acord cu dumneavoastră, 90% din tot subiectul de astăzi. Cu o singură excepție. Curtea a zis de bine. Aici nu ne-am înțeles. Cu decizia curții cu privire la amenzi. În opinia mea, decizia curții este cea curată, să nu vă aud că plângeți, metaforic, să nu vă aud că plângeți, metaforic, a doua oară, când băieții ăștia se vor urca cu sapele ca la săcele pe poliția română. Păi acolo e ultraj, doamne, infracțiune, n-are legătură cu asta, înțelegeți-mă odată. Am înțeles, autoritatea nu înseamnă să dai amenzi, autoritatea înseamnă, după cum spunea, domnul Coarnă, autoritatea înseamnă, după cum spunea domnul, cum îl cheamă, care a scris pe Facebook, Godină. Domnul polițist Godin, autoritatea înseamnă să ai puterea de a intra în săcele și de a face curățenie. Nu să stăm cu toții să zicem... Doamne, eu comentez pe Domn Goros, nu pe Godină.